Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dorombac și vă prezint știrile publica.md. Agenda reformelor autorităților de la Chișinău are susținerea necondiționată a Uniunii Europene. Bruxelles va sprijini transformările inițiate de oficialii moldoveni, iar în următoarele zile va debloca o finanțare de 45 de milioane de euro pentru realizarea mai multor proiecte inițiate deja de Uniunea Europeană. Declarația vine din partea premierului Pavel Filip și a fost făcută într-un interviu oferit echipei noastre de la Bruxelles. Șeful executivului a mai anunțat că mai mulți oficiali europeni vor veni într-o vizită în țara noastră la începutul anului viitor. Dezghețarea relațiilor economice dintre Moldova și Federația Rusă va fi discutată astăzi la Moscova de către vicepremierul Octavian Kalmyk și omologul său rus Dmitri Rogozin. În cadrul ședinței Comisiei Interguvernamentale de Cooperare Comercial-Economică, oficialii vor vorbi despre eliminarea taxelor vamale impuse de Rusia la unele importuri din Moldova, dar și a restricțiilor pentru livrarea produselor alimentare și agricole din țara noastră. A fost prins la poker după ce a luat sute de mii de lei prin înșelăciune de la mai mulți fermieri. Este vorba de un tânăr suspectat de escrocherie. Acesta a fost săltat luni de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și de polițiști. Anchetatorii afirmă că suspectul a promis semințe de floarea soarelor unor agricultori, dar s-a făcut nevăzut imediat ce banii au intrat în cont. Fostul vicepreședinte al Curții de Conturi, Tudor Șoitu, a fost prins beat la volan. Inspectorii de patrulare l-au tras pe dreapta la intersecția străzilor Ismail și Columna din Capitală. Testul de alcoolemie arăta că șoferul avea 0,35 de promile de alcool în aerul expirat. Un avion cu fotbaliști brazilieni la bord s-a prăbușit în Columbia. Potrivit informațiilor preliminare, în aeronave erau 81 de oameni, dintre care 72 de pasageri și 9 membri ai echipajului. Înainte de a urca în avion, fotbaliștii au postat pe o rețea de socializare imagini video din aeroport. Incendii de pădure devastatoare în statul american Tennessee. Peste 30 de construcții, inclusiv un hotel cu 16 etaje, au fost afectate de flăcări. Autoritățile locale sunt în stare de alertă. Forțele de ordine au început evacuarea localnicilor, ale căror case sunt amenințate de incendii. Dacă ați fost martor unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagine în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând.